Minuni uimitoare, săvârșite de Sfântul Efrem cel Nou, Marele Mucenic din Nea Macri, Grecia. Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii. Doamna G.Z. din Atena, care în urma cu mulți ani fusese vindecată de paralizie, a trimis această scrisoare mănăstirii de la Nea Macri. De îndată ce a început postul mare al anului 1982, am fost cuprinsă de o dorință nestăvilită de a reciti viața Sfântului Mare Mucenic Efrem. De asemenea, îmi doream foarte mult să-l văd, pentru că nu-l mai văzusem pe Sfânt de 10 ani, de atunci de când m-a vindecat de paralizie. Îl chemam zi și noapte. Era dimineață. La mănăstire trebuia să înceapă liturghia darerilor mai înainte sfințite. În zorii zilei, pe la ora 5, l-am trezit pe soțul meu, deoarece trebuia să-l ducă pe preot la mănăstire. Apoi m-am culcat din nou și am văzut în vis că mă găseam în locașul mănăstiresc și stareța m-a trimis să aprind candelele. Intrând în biserică, l-am văzut pe Sfântul Efrem, stând în fața iconostasului. El stătea înaintea ușilor împărătești cu fața îndreptată spre altar și cu un adânc simțământ de cucernicie și zmerenie. Lua parte la liturghia pe care o slujeau îngerii. De îndată ce l-am zărit pe Sfânt, un ascet înalt de statură și lat în numeri, am strigat foarte tare și toți oamenii care stăteau afară au intrat în biserică, dorind să vadă ce s-o fi întâmplat cu mine. Venind înăuntru, aceștia au încremenit pe loc, fiindcă l-au văzut și ei pe Sfântul Efrem. Marele mucenic Efrem a început să ne învețe ca la rugăciune trebuie să stăm cu mare frică și cu cernicie. Lăuntric eu strigam către dânsul, Sfinte al meu, Sfinte al meu! El și-a întors privirea către mine și atunci m-am simțit așa de parcă m-ar fi certat. Apoi a zis că mai întâi de toate e de trebuință să-L iubim pe Dumnezeu, să avem teamă sfântă în timp ce se săvârșește dumnezeiasca liturghie și să cerem de la sfinți rugăciunile lor mijlocitoare. Ah, te-aș putea să văd chipul Sfântului Efrem, am grăit eu în lăuntrul meu. Atunci peste capul său a coborât o cunună strălucitoare și s-a oprit într-o asemenea poziție, încât am reușit să văd foarte lămurit chipul Sfântului Părinte. Un simțământ de smerenie mi-a copleșit sufletul. Când Sfântul a văzut că dorința mea a fost împlinită, strălucirea a dispărut. El a privit spre mine, apoi s-a întors către altar. Îi mulțumesc Sfântului Efrem, care mi-a auzit rugăciunea și a împlinit dorința mea cea arzătoare. Mă rog lui ca să-i dăruiască lumii întregi, prin harul lui Dumnezeu, liniștea sufletului și a trupului. O, făcătorule de minuni, Sfinte al meu, Efrem! De la doamna G.Z. din Atena, din anul 1982, Grecia. Adâncindu-te în suspinul rugăciunii, ai sfințit colina neprihăniților, prin ostenelile tale, Sfinte Părinte Efrem. Iar prin săvârșirea Sfintei Liturghii te-ai adus cu totul prin os Mântuitorului Hristos. Miluiește-ne și pe noi cu vioase mucenice, ca să ne învrednicim de lucrarea trezviei, prin care inima pricepe că Dumnezeu neîncetat este tuturor de față. Amin.